Valeriu Ienache din satul Todirești, Raionul Ungheni, de câteva luni împreună cu familia, se bucură din plin de energie electrică produsă de soare. Spune că a avut mai multe motive pentru a opta pentru acest model de obținere a curentului electric. Prețul la energie, chiar și la gaz. Eu cum am instalat fotovoltaicele, am renunțat la gaz, practic nu mă folosesc gaz. Și asta este un plus mare în buzunar, fiindcă să alimentez un balon de gaz e 650 lei. Adică 650 lei în două luni de zile rămân tot în buzunar. Plus la asta chiar și aceeași căldură iarna. Mai mult decât atât, bărbatul afirmă că dacă vor agonisi mai mulți bani, atunci vor monta și alte panouri solare pentru a se încălzi și iarna cu ajutorul acestora. Decât îți cumperi o mașină de lemn care costă 10.000 de lei. Iar în acest scop va opta pentru o pompă electrică, spune gospodarul. În momentul optez pentru o pompă de căldură care acum e în top, care să mă încălzească anul prejur. Mic alt să-mi fac răcoare că mi-e fric să mă încălzească. Și dacă panourile au fost instalate pe acoperiș, încă din luna februarie, acestea au fost racordate la rețeaua furnizorului de energie electrică, abia în aprilie. Și în plus a durat aproape jumătate de an până familia a obținut certificatele necesare pentru a monta și utiliza panourile. Apropo, problema dată o întâmpină mai multe persoane din țară care optează pentru energia verde. De pe 1 octombrie am început și tocmai pe 19 aprilie le-am dat exploatare. În fiecare lună câte un act semnează, trebuie luat măsuri ceva. Și totuși eforturile lor n-au fost în zadar, spune mama tânărului. Am dat o sumă mai mare, dar facem economie în lunile care trec. Luna asta noi nu avem de achitat și banii folosim pentru altceva. Anul ăsta cred că să punem și un cămin și să ne încălzim și ca să nu stăm numai cu focul. Despre costurile de montare a fotovoltaicilor aflăm următoarele. Pentru fotovoltaici am un preț mediu 1000 de euro pentru un kilowatt. Adică eu cum am 6 kilowatt și jumate, 6400-6500 așa m-a costat. Plus la asta se achită racordarea energiei electrice. La vreo 7000 de euro m-a costat. Mi-am făcut un calcul să-mi scot investiția asta timp de 5 ani, adică la prețul care era în trecut. Cât despre energia electrică generată de panourile solare, aceasta acoperă necesitățile familiei. Pe la moment generează 570 W. Ieri TTZ-ul a generat 8 kW, mai la altă ieri 9,65, adică fiecare zi se înregistrează câți kW generează. Din aprilie până acum am practic 3000 de kW dați în rețea. Interlocutorul nostru muncește în Israel și zice că anume de acolo s-a inspirat de experiența de a utiliza fotovoltaicele. Sunt parcuri foarte mari acolo, fotovoltaici, care chiar și uzinile, chiar și toate magazinele au 2-3 panouri pe acoperiș. Fiecare gospodărie, fiecare apartament are colectoare solare. Acolo cald anul împrejur, adică acum putem să ne ducem la mare 32 de grade, fără nicio problemă. Mai mult decât atât, bărbatul de la Todireș, cu 2 ani în urmă, și-a convins și vecinii din Mahala pentru a avea lumină noaptea pe uliță să instaleze pe stâlp lămpi solare. Tot am ridicat întrebarea pe la primărie cu iluminatul stradal și tot ne se închide ușile în față. Și am hotărât așa cu vecinii și am vorbit cu ei și ei au fost chiar de acord. Iluminat strada, chiar sunt mulțumiți toți vecinii. Investițiile în panourile solare astăzi înseamnă economie viitor. Este de părere familiei Ienache din Raionul Ungheni.